Vă mulțumesc că ați dat curs invitației de a participa la conferința de presă organizată astăzi la sediul primăriei Bârlad. Vedeți că e vid. Atunci când am convocat conferința de presă, gândeam într-un fel, iar astăzi, înainte de a intra în sală, am gândit că anumite lucruri trebuie să le modific. Numai oamenii care nu au mintea la ei acasă merg cu ceea ce au gândit inițial. Omul care nu are intenții ascunse se adaptează după realitate, după realități. Am să spun câteva probleme sau câteva aspecte în legătură cu fenomenul de aseară, cu inundația de pe strada Iepureanu și alte zone din municipiul Bârlad. Noi avem o problemă, așa cum se spune, istorică la Bârlad. Problema apei pluviale nu a fost rezolvată, nu este rezolvată și probabil va mai trece timp până când vom rezolva această chestiune. Pe Iepureanu, din verificările efectuate, a rezultat următoarea situație. Parte din apa pluvială nu este preluată pentru că nu este așezat al treilea strat de asfalt de către constructor, dar parte din apa pluvială nu este preluată pentru că acel colector sau acel canal care preia din Iepureanu în proporție de 60%-70% este colmatat. Spun specialiștii care au intervenit, care au verificat de ceva timp sau de câteva zile, că acel canal pleacă de pe Iepureanu și ajunge în acel bazin colector de pe strada Dragostei. Astăzi ne-am întâlnit din nou, am discutat și trebuie să facem ceva ca să putem prelua apa de pe Iepureanu și cealaltă zonă. Acum, știți că câteodată ești amărât, dezamăgit, stai și te uiți. Anumite lucruri nu ar trebui să le discut în această conferință de presă. Ele au și tangență sau afinități cu elementul politic. Dar nu pot să nu spun câteva lucruri, pentru că acest amestec al politicului duce către administrația bârlădeană. Am văzut colegii noștri, consilieri de la PSD, au postat un material și mulțumește primarului și consilierilor liberali și doamnei viceprimar că am ținut municipiul Bârlad 20 de ore fără apă. Materialul ăsta postat este un băț printre gard. Așa, băgat bățul printre gard, doar de primarul de la Bârlad va spune ceva împotriva celor care sunt direct răspunzători, pentru că problema apei în Bârlad și problema canalizării este gestionat de Aquavas Vaslui prin Aquavas Bârlad și Consiliul Județean. Dar eu vreau să vă spun un singur lucru, pentru că nu voi spune de domnul Buzatu în această conferință de presă nimic rău, pentru că chiar dacă ar fi fost fizic prezent aici la Bârlad, altceva nu se putea face. Acest material este doar de a învrăjbi pe cei de la Bârlad cu Consiliul Județean. Știm cu toții, și eu vă rog să vă aduceți aminte, că atunci când a fost scos la licitații proiectul Apă și Canal la Bârlad, abia a pata sau a cincea oară a fost adus de cat. Deci a fost un proiect din start la limită. La limită. Și când suntem în această situație, aproape că lucrez pe avarii. Deci nu este un proiect din ăla care s-au bătut niște societăți să-l ducă la bun sfârșit. A fost pe avarii. Nici dacă ar fi fost domnul director de la Aquavas Vaslui, nici președintele Consiliului Județean aseară nu se putea face mai mult. Pentru că a fost o avarie foarte urâtă, complicată, complexă, s-a lucrat în condiții deosebite, după ce s-a rezolvat, a fisurat țeava într-un alt loc și a trebuit să intervină de loc. Din nou, este o realitate și trebuie să cunoaștem, și dumneavoastră la fel ar trebui să cunoașteți, că noi astăzi în Bârlad nu avem municipiu sectorizat din punct de vedere al apei. Dacă avem o avarie, de exemplu, în zona Gării,
Când oprim apa, oprim în tot orașul. Dacă avem Pieptureanu, la fel. Prin acest proiect pe care îl implementăm, vom sectoriza și orașul și atunci când avem o avarie într-o zonă, nu vom mai opri pe tot orașul. Mai spun încă o dată, materialul postat de colegii de la PSD Bârlad este tendențios, nu voi face acuzații pentru că nu sunt fondate. S-a lucrat în condiții grele, deosebite, atât s-a putut face. Trebuie să mai spun încă un singur aspect, că nu a gestionat primăria Bârlad apa și canalizarea, noi nu vindem apă, noi doar facem investiții când, dar această investiție care se derulează la nivel de municipiu este prin Acoavas și Consiliul Județean. Am aici materialul, dacă vreți, nu știu dacă folosește la ceva, e un material foarte așa, nici pune la colț. Mulțumim domnului primar, doamnei viceprimar, domnului consilier Tima, Luca, Paladi, Ferlovici. N-au nicio treabă consilierii cu această chestiune. Este de fapt, dacă vreți o să mai revim acest aspect, este un răspuns la o chestiune adusă în spațiul public de către noi, dar pe niște chestiuni, adică o realitate. Atunci când domnii consilieri de la PSD nu au votat proiectul de la liceul Mihai Eminescu. Și atunci, când au văzut în ce încurcătură au fost, stau cu mașii ei la pândă, zic, doar dacă ne iesă și nouă să executăm pe cineva politic. Nu este responsabilitatea noastră, a fost o realitate aseară, am explicat despre ce este vorba. O să ajungem și la alte aspecte. Problema centrului de excelență. Văd că a curs cerneală și probabil va mai curge, și poate astăzi voi fi înțeles. Domnilor și doamnelor, atunci când s-a aprobat bugetul la nivel de primărie, pentru centrul de excelență, cu care, în trecut, am avut o colaborare excepțională cu doamna profesoară Nușa Dumitriu și îi mai mulțumesc încă o dată public, până la comisii se discutase de o sumă, de 100 de mii, în jur de 100 de mii. În ședința publică, în ședința ordinară, am mai suplimentat suma de bani cu încă 60 de mii de lei pentru centru de excelență. Drept mărturie, stă procesul verbal de ședință de la buget din februarie, dacă vreți să-l consultați, eu îl pot lăsa, unde la sumă am mai adăugat în ședință încă 60.000 de lei. 60.000 de lei pentru centru de excelență de la Bârlad. Când a fost o mică precizare aici, a fost cerut 100 sau 60? Nu. Cred că el a fost cerut numai acum suma, cum zic, nu am suma, dar vă putem da. Totuși, noi de la comisii până în ședința publică, am zis, domnule, haideți să facem un efort, că sunt copiii noștri. Și am mai venit cu 60.000 de lei. Dați-mi voie să vă spun că în ședința de buget, bugetul în ansamblu care afecta direct centrul de excelență a fost trecut cu 12 voturi. Un consilier nu a participat, în speță doamna Plăcintă, deci nu a ajutat cu nimic, nu numai la centrul de excelență, nici la bugetul primăriei pe ansamblu al municipiului. Ceilalți care au fost împotrivă, domnul Bogdan, Vasilachi, Filip, Leonte, Răducanu și Huiban. Domnilor, dacă am fi gândit aidomator, astăzi nu mai aveam centru de excelență la Bârlad. Odată, ce această sumă a fost votată, ea rămâne la dispoziția centrului de excelență. Primar nu poate lua această sumă decât prin intermediul unei hotărâri de Consiliu, vii în Consiliu și spui, luăm din această sumă, ducem în altă parte. Astăzi când vorbim, aceeași sumă a rămas din februarie 2023. Ce s-a întâmplat? Din câte m-am informat, că nu sunt și stau toată ziua, văd ce se plătește, cum se plătește la toate lucrurile din Bârlad.
S-a plătit o sumă în martie, una în aprilie și urma să plătim și alte sume. Este adevărat că s-a făcut solicitare și în martie și în aprilie, dar nu așa funcționează din punct de vedere legal. Dacă suma a fost alocată, nouă la primării pentru toate serviciile, nu numai la centru de excelență, trebuie să faci dovada că ai angajat niște cheltuieli, că ai făcut niște cheltuieli. Și atunci îmi trimit. Fie un contract, fie o factură și noi plătim. Dintr-un punct de vedere. Din alt punct de vedere. Ultima, sau ce am avut eu, solicitarea care văd că tot apare în presă de la doamna consilier. Pe 6 iulie. A intrat în primărie, iulie. Iulie? Nu, nu. Azi. Eu vorbesc... Eu n-am găsit aia. Dar un lung... Ascultați, dar n-are intrare de la primărie. Asta are intrare primării. Uitați, ștampil la primărie, intrat aici. Dar am spus, nu e nevoie de așa ceva. În baza sumei bugetate, faci cheltuiala, aici în speță trebuia trimis un contract sau o factură și noi plăteam. Pentru că banii n-au fost luați. Dar din alt punct de vedere, uitați ultima solicitare. Pe 6, pe 7 a fost în mapă, pentru că la mine în mapă a ajuns la ora 16. Am pus viza, a doua zi a zis, dați drumul. Deși nu era nicio dovadă că s-ar fi angajat vreo cheltuială sau să vă vreo cheltuială. Și pe 7 au fost la trezorerie. Pe 8 a apărut material. Dar nu că cineva ar fi încurcat centrul de excelență, că vă spun, dacă am fi gândit ca ei, nu dădeam niciun ban. Și o să vedeți ce implicații a avut votul de pe buget. Avem angajamentul, avem propuneri, avem ordonanțare, ele sunt făcute. Nu a pus nimeni în pericol, ascultați un pic, nu a pus nimeni în pericol funcționarea sau existența centrului de excelență la Bâlar. Și o să vedeți, dacă o să vedeți, să vedeți că noi am alocat chiar mai mulți bani decât Vaslui pentru deplasarea în tabără pentru copii. Nu a fost nicio disfuncționalitate și am spus atâta timp cât sunt posibilități financiare, vom susține excelența la Bârlad. Niciodată nu s-a pus în discuție să blocăm, să nu funcționeze. Vă spun, aici a fost vorba de o chestiune pur politică. După votul din Consiliul Local dat de consilierii PSD cu privire la liceul Mihai Eminescu, care așa a rămas, ce stăm și noi la cotitură, îți dăm poate de pe domnul primar și pe ceilalți că nu fac ceva. Nici măcar, știți, a fost aici în primărie doamna consilier care spune că răspunde de centru de excelență, nici n-ai, măcar pur și simplu, bună ziua, ce se întâmplă acolo? Nu. A așteptat să facă, neștiind că de pe 7 hârtile au fost trimise către finanță. Cam așa stau lucrurile. Deci, din punctul meu de vedere și a celor care se ocupă de achiziții, de plăți, trebuia să trimită documente că s-au angajat cheltuieli. Dar eu trebuie să vă spun. Vă rog frumos, nu durează decât 20 secunde. Știți? Doamna, am primit informația trimisă către redacție de ziua, de la 2-1, de cărat ziua. În continuu v-am sunat dacă și am toată. V-am dat și mesaj vocală, doamna Cezare. Doamna Cezare. Dumneavoastră nu vreți, mai vreți să vă mai spun ceva? Și mai țineți minte? Nu răspundeți, ascult. Când noi vă sunăm. Ascultați. Doamna Cezare, mai țineți minte materialul cu trecerea școlilor în online? Unde toți colegii de pe aici, nu știu dacă e vreo excepție, că primarul de la Bârlad închide școlile? Nu, mai țineți minte? Uitați-vă, mai țineți minte că sunteți aici la închis primarul școlile? Nu. Ele sunt, de fapt, acțiuni, nu. Sunt acțiuni politice. Eu nu mă cer cu presa, că n-am ce sunt, n-am cu ce. Eu doar vă spun, discuția mea a fost atunci să facem economii. Pentru că a trece o școală în online nu este în atributul primarului, se discută cu inspectoratul, cu ministerul și după aceea se iau o decizie. Adică un primar nu poate să stabilească el ce și cum se învață într-un oraș. Asta este părerea mea și cred că este corect. Mai țineți minte materialul dat de să știa și la București cu aparatul de cafea cu comandă vocală doamna Cezara și știa toată România? Vreți să vă aduc în sală acum să vedeți că a fost o minciună?
Îl aduc acum. Așa dar s-a dus. Ea, doamna Cezar. Domnul primar, așa. Doamna Cezar, vreți să vi-l aduc? Vreți să vi-l aduc? Că s-a achiziționat, cred că, cu aproape jumătate din preț. Eu am mai spus și dumneavoastră trebuie să înțelegeți că o sumă când este alocată, este doar alocată și nu este și cheltuită. Da. Vreți să vă... Cu transportul elevilor, da, v-am mai adus cu transportul elevilor, nu cu închiderea. Mai țineți minte când primarul mai subvenționează transportul elevilor? Mai țineți minte când s-au pus afișe și prin autobuz? Tot acțiunii politic era. Nu, dar eu vă spun de dumneavoastră. Eu vă spun ce, când nu mai subvenționează și și-au trimis cei care făceau transport în bârlat până și adresă la școli, atât de implicați erau unii politici că au trimis la școli. Nici măcar nu discutase cu noi. Și era doar o discuție, domnilor ziariști, pe marginea cheltuielilor, pentru că fusese COVID și doar copiii nu prea mai mergeau cu autobuz. Și al domnule, ar trebui o discuție. Ați înțeles? Și domnul care făcea transport atunci a înțeles să acționeze politic, să trimite la școli, la părinți, la comitie de părinți. Astea sunt doar niște exemple, ele pot fi mai multe și cu nu știu ce, dar eu vă spun, nu am cu nimeni de împărțit. Sunt și eu plin de defecte. Ascultați, eu sunt plin de defecte. Dar nu ne răspundeți la solicitări. Doamna Cezara, aș fi vrut și eu să stau în limita unui proiect la Bârlad, când numai cineva care nu știu ce și-asumă atât de lucruri. Eu dacă învârteam două, trei proiecte la Bârlad și întorceam și pe partea, eram mai liniștit și dumneavoastră la fel. Cine? Vreau să răspund concret. Da. De ce nu ne răspundeți la telefon? Doamne, dar nu pot să vă răspund la telefon, doamne, dar nu pot să... Doamne, vă rog, dacă... Ascultați. Dacă mă întrebați așa, nu mai produce picoate. La sfârșit mă puteți întreba. Ok. V-am spus, din punctul meu de vedere, ce se întâmplă când interferează foarte mult elementul politic. Acum, ca să nu trec mai departe de buget, ca să vă mai dau un exemplu, să vedeți că chiar dumneavoastră știți cu cât am susținut noi clubul de gimnastică de la Bârlad? Da, ce sumă importantă a dat primăria, că altfel nu mai aveam gimnastică la Bârlad? Am scris. Așa. Asta vă vedeți? 80.000, 90.000, 4.000. Știți că domnii consilieri de la PSD n-au votat acest lucru? Da. Da. Nu-i văzut pe nimeni să spună ceva. Nu-i văzut pe nimeni să spună. Dole, dar de ce totuși nu ați gândit într-un sens pozitiv? Să-i ajutăm pe cei de la clubul de gimnastică. Este un club care mi-a făcut faimă, mândrie, sunt ai noștri. Noi am susținut cei 12 consilieri cu primarul această chestiune. Și o să vă mai spun ceva în legătură cu bugetul. Acolo am dat și bani la liceul Mihai Eminescu. Și știți foarte bine situația de la Mihai Eminescu. Și acolo am contabilizat un vot împotrivă, chiar din partea domnilor consilieri de la PSD. De la acum. Poftim? Nu, fost de la PNR, care nici nu au participat la asta. La buget? Eu vorbesc de buget. Despre spitalul de copii. Astăzi când vorbim, cred că se pun ultimele pavele acolo în față, fizic, din punct de vedere fizic, această investiție este terminată. Se lucrează la documente, vom recepționa tot ce este de recepționat și îl vom preda către Spitalul de Urgență Elena Beldiman din Bârlad. Este o investiție de mult așteptată, o să descongestionăm spitalul și o mutăm secția de pediatrie din Spitalul Mare, acolo unde a funcționat dintotdeauna. O să participați și dumneavoastră atunci când vom pune punct acestei de împrumuturi financiar și al documentelor la această investiție. La grădinița numărul 5. Și aici lucrurile sunt terminate, lucrăm la documentații. Grădinița numărul 8. La fel. Am mai spus despre aceste investiții. Am spus și repet, niciodată nu s-a investit atât de mult în rețeaua școlară din Bârlad. Și ar trebui ca noi, oamenii care am militat pentru așa ceva și am alocat sume importante din bani, Consiliul Local și din împrumut. Avem școala profesională în derulare, grădinița numărul 2, avem grădinița numărul 5, grădinița numărul 8,
am terminat creșa de prin Mircea cel Bătrân, am intrat cu școala de la școala 8, Iacov Antonovici, vom intra și cu liceul Cuza și vreau să vin acolo unde nu am spus până acum niciun cuvânt. Am predat și amplasamentul pentru creșa de pe Grigore Ignat. Nici n-am mai avut timp să mai spunem despre această investiție, care va fi, cum spun, benefică pentru municipiul Bârlad, pentru că noi, până acum, eu știu, un an, am avut o singură creșă în Bârlad. Am mai terminat una, am predat amplasamentul pe Grigore Ignat, este o creșă cu 7 grupe, ori 10 copii, 70 de copii. Timp de proiectare 2 luni și cred că 12 luni pentru executarea construcției. Este predat amplasamentul, se lucrează la proiectare. Știu că sunt foarte mari nemulțumiri în legătură cu proiectul pe mobilitate. Este un proiect complex, complicat. Știu că oamenii sunt nemulțumiți în legătură cu trotuarele de pe Republicii. Echipa de implementare ieri a avut o întâlnire cu constructorul, cu toți responsabilii și cred că într-un timp scurt vom intra la executarea trotuarelor pe Republicii. Astăzi, când vorbim despre proiectul de mobilitate, am ajuns cu escavarea straturilor la intersecția cu strada Guguian. Au fost niște avarii pe Colonel Simescu Sava, am înțeles că ieri au fost terminate, se va reface stratul și așteptăm să vedem constructorul dacă mai are ceva de montat în rețeaua pluvială și să se treacă la șternerea celor două straturi de asfalt. La grădina publică, contractul este încheiat până în luna septembrie 2023. Noi ne-am fi dorit să terminăm mai repede acest proiect drag nou și important pentru municipiul Bârlad. Nu cred că îl vom termina înainte de septembrie, dar în luna septembrie va fi gata. Ne apropiem de final. Proiectul a prins contur. Cârcotașii acum mai spun că nu știu ce s-a întâmplat acolo, că s-au tăiat copaci. Eu știu că în principal s-a acționat asupra arborilor care erau bolnavi, uscați. Au mai fost afectați și în procedura de instalare a rețelei de irigat, dar în toamnă vom completa, vom intra și vom face plantări în grădina publică și sperăm să aducem specii valoroase, importante, să dăm acel parfum și farmic al grădinii publice din Bârlad de odinioară. Este un proiect frumos. Acolo unde este lacul, am văzut să poartă tot felul discuții, va avea și un gărduț cât de cât estetic la lacul din vale de aici, nu rămâne așa cum toată lumea întreabă, da, de ce nu e aia, de ce nu e aia, de ce n-are, o să ducă copiii, nu, va avea un gard de protecție. N-aș fi vrut ca această conferință de presă să fie chiar așa pe niște subiecte despre care am mai discutat. Și dumneavoastră știți, acum cred că avem vreo 14 șartieri în Bârlad, se lucrează mai greu, mai încet. Avem constructori de la Baia Mare până la Vâlcea, eu știu, din toată țara, avem și de ai noștri. Văd că atunci când câștigă un constructor de ai noștri, bălădenii nu sunt nici atunci mulțumiți și încearcă să strecoare tot felul de informații, că ar fi nu știu ce interferențe. Nu este nicio interferență. Au câștigat. Cine a câștigat, a câștigat pe drept. Astăzi vreau să vă mai spun un lucru. Vedeți? Eu am văzut aici o informație apărută în legătura cu școala numărul 8, Iacov Antonovici. Eu înțeleg că la unii le este greu, dar nu vă bănuiesc decât de bună credință. Poate le e greu să spună că această investiție se derulează prin Consiliul Local, prin primării, prin unde vreți dumneavoastră. Numai că informația apărută că cel care gestionează sau se ocupă de această investiție este directorul școlii. Domnul Bradu, care a mai gestionat sala de sport, aia, am materialul aici. Eu știu că sunteți de bună credință. Eu v-am adus aici documentația de la școala 8.
Și vă las să o studiați. Dacă dumneavoastră găsiți o semnătură din afara Consiliul Local și Primărie, atunci eu mă dau deoparte plecat. Deci, domnilor, zici, tot ce se derulează în primăria Bârlad sau în Bârladul ăsta sunt proiectele primăriei și sunt cu început de după 2016. Nici măcar parte Mihai Eminescu, și atunci am mai auzit niște variante, că a fost un proiect, da, a fost un proiect lucrat de fosta administrație, nu am obținut finanțare și după aia am reluat și am regândit acea investiție. Și am mai spus de ce nu s-a obținut finanțare, eu nu-i condamn, nu s-a putut. Dar toate proiectele derulate la nivel de municipiu sunt prin munca și grija Consiliului Local și a Primăriei Bârlad. Dacă vreți să vă documentați, dacă v-aș aduce, de exemplu, documentația de la mobilitatea urbană, nu încape pe aici, să știți că toate documentele sunt muncite, sunt pigulite. De ce spun lucrul ăsta? Că spus, domnule, se ocupă directorul la școala 8. Așa. Vreau să vă arăt aici că noi avem corespondență. Ceea ce scris dumneavoastră acolo, îi citiți și la nivel central. A, pătrund informația. Noi primim tot felul de solicitări, de clarificări. Uitați, la școala 8, vom intra cu un proiect de hotărâre, trebuie să adaptăm, trebuie să clarificăm niște lucruri. Dacă se duce la școală acolo și domnul director nu este acolo, poate e în vacanță, poate e plecat, riscăm să compromitem un proiect, nu? Da, este vorba de articolul meu, dar nu am scris cu tenta asta. Deci, Nici eu nu v-acuz. I-am zis, băi, eu vă cred că sunteți de bună credință. Deci, ca să fie bună credință, întâmplător locuiesc în acea școală și arată ca o floare, pentru că o muncă care păstorește această școală de atâția ani, o păstorești bine. Și am scris cu dragă inimă că domnul director gestionează al treilea proiect, așa învergură, dar nu, nu că gestionează el cu banii și cu nimic. Proiectul. Știți ce au făcut cei și ce? Ba, dar este totuși directorul școlii. Deci, păi, ascultați aici. Nici măcar proiectul dotare de unități de învățământ din Bârlad nu este gestionat de școli. Sala de sport a fost gestionată de Consiliul Local de Primăria Bârlad 100%. Acest proiect este gestionat 100% de primărie și de Consiliul Local. De la școală au luat mobilierul, au eliberat școala și noi ne ocupăm până se termină. Nimic. Nu a gestionat, nu are o semnătură. Uitați-vă, vi-l pun la dispoziție dacă vreți. Eu știu, poate fi greu să spuneți de Consiliul Local și primărie. Dar o informație din asta poate duce în altă parte și putem compromite. Uitați, vom avea proiect de hotărâri în legătură cu școala Iacov Antonovici. Nu v-a acuz de rea credință. Chiar nu v-a acuz. Cred că ați fi ultimul om. Dar când dăm o informație, e bine să... O să fiu data viitoare, o să fiu mai atent și o să... În altă parte vreau să ajungă. Sper, măcar o informație din această conferință de presă să vă bucure. Deci, a fost declarat câștigătorul la proiectul Angel Salini. Angel Salini a fost câștigat de către societatea Combeta SRL din Vaslui. Avem aici documentul. De la data declarării câștigătorului sunt 7 zile pentru contestații. Dacă nu se contestă și nu știu dacă ar fi vreun motiv să se conteste, pentru că celălalt competitor nu a fost eliminat din cursă, ci doar pe un singur criteriu financiar. Este o diferență între cei doi competitori de aproximativ 10 miliarde sau 1 milion de lei astăzi când vorbim. Deci am declarat câștigătorul la proiectul Angel Salini, doamna Secăreanu, pe care l-așteptați pentru de ani de zile. Numai eu. Vreau că dumneavoastră sunteți aici. Ați spus că e valoarea, doamna, n-am fost atent. Sfinte, ce valoare e la proiectul? Deci valoarea este... ...17 milioane, fără TVA, 20 de milioane, 303.256 lei cu TVA.
societatea, am înțeles că este din Vaslui, celălalt competitor a oferit cu 1 milion mai puțin, sau 10 miliarde. Străzile care vor intra în atenția acestui proiect, le-am mai spus, le mai spunem o dată, este vorba de strada Ardeal din Munteni, General Cerchez din Munteni, strada Gege Ursu din Munteni, Iordache Chigani din Munteni, Soarelui Munteni, Dumbrava Roșie Podeni, Învățăturii Munteni, Simeon Bărnuțiu Munteni, 1877 Munteni, Victor Ion Popa Munteni, Virtuții Munteni, Lunei Munteni, Decebal Munteni, Grahilor Munteni, Mărășești Podeni, Dimitrie Cantemir Podeni, Dochia Podeni, Băltărețului Podeni, Principatele Unite Podeni, Milco Podeni și strada Traian. Acestea sunt străzile care le vom aborda. Este o prioritate, să știți că eu țin, nu trebuie să o mai spun, dar țin foarte mult, că mai spun încă o dată la acest proiect, pentru că de ani de zile, în cele două cartiere istorice ale Bârladului, nu s-au făcut investiții. Eu pot să spun că în perioada 2016-2020 s-au executat 25 de kilometri de canalizare prin Consiliul Local și Primăria Bârlad pe buget local. Sunt corect să spun că acel proiect a fost lucrat, inițiat de vechea administrație, iar eu când am ajuns la Primăria Bârlad, era pe punctul de a fi, să zicem, să intrăm să executăm. Astăzi când vorbim, se lucrează în Munteni și Podeni pentru a finaliza proiectul de apă și canal, pentru că niciodată nu vom putea asfalta dacă utilitățile nu sunt realizate. Vom intra pe străzile unde utilitățile sunt executate și abia aștept să treacă cele 7 zile ca să intrăm în linie dreaptă. Punctul central al acestei conferințe de presă a fost, de fapt, să anunțăm că la Anghel Saligny avem un câștigător. N-aș vrea să o mai lungesc. Dacă dumneavoastră aveți întrebări și eu am răspunsul la mine, vă pot răspunde. Mai spun ceva. Eu nu pot să lucrez cu dumneavoastră, nu că nu vreau, nu am cum. Dați-mi voi să vă spun, sunt mai tot timpul plecat. Aseară, pe la 10:30 noapte, eram prin oraș. Sunt atâtea probleme, ca atunci când umbli la infrastructură. Ba, sunt avarii la apă, la gaz, la curent. Ați văzut, am rămas și fără curent. Sunt constructori care nu mai răspund așa cum ar trebui să răspundă. Sunt oameni care răspund din proiecte. De asta, eu vă rog, prin cei doi oameni care, dacă nu, doamna Simona, să răspundă exclusiv de chestiunea asta, că chiar nu am cu nimeni și nu am de împărțit cu dumneavoastră nimic. Pot fi orice, dar nu sunt un om de rea credință. O să accept că nu am făcut, că nu știu, că nu mă pricep. Orice, dar nu îmi puniți în cărcă că eu am ceva cu presa și că vreau. Nu am nimic din presă. Oamenii vor vedea dacă s-a făcut ceva sau nu. Nu răspundeți că am vrut să avem și informația de la dumneavoastră. Pentru că eu nu pot să uit, atunci pe data de 7 am sunat. La Anghel Saligny, și cu asta la Anghel Saligny, să știți că Anghel Saligny la Bârlad a fost votat numai de cei 12 consilieri de la PNL, USR și ALDE. Consilierii PSD și consilierii independent s-au abținut. Deci asfaltarea în Munteni-Podeni se bizuie pe votul celor 12 consilieri, ca să știe. Deciziile așa sunt în viață. Te urmăresc. Deci nu poți să gândești la nivel de municipiu, doamne, dacă e ceva, nu știu cum, să mă poziționez față de buget. Mă, investiție, de exemplu, dacă astăzi suntem la 20 de milioane la Anghel Saligny și prețurile vor crește, nu? Noi ce facem în proiectul ăsta? Ne oprim? O să ies că avem câteva străși, ne oprim? Noi trebuie, suntem condamnați să-l ducem până la capăt. Așa cum este și cu școala profesională, și cu ambulatorul, și cu grădința 5, și cu 8, și cu spital de copii, și cu autobaza, și cu tot ce vreți dumneavoastră în orașul ăsta. Trebuie să înțelegeți că ani de zile nu am reușit să aducem bani
I-am adus acum, este foarte greu, pentru că au crescut prețurile și trebuie să le scoatem la capăt, dar nu putem da înapoi. Nu suntem cei mai buni, nici cei mai pricepuți, dar am încercat să fac și încerc, dacă aveți întrebări. Eu las în grija, uitați, o spun public, preluați tot ce este. Am mai auzit aseară de la un coleg de-al dumneavoastră că nu vine la conferința de presă pentru că nu am chemat decât pe oamenii mei. Păi m-aș bucura ca dumneavoastră 2, 4, 6, 8, 10, nu pui, să fiți oamenii mei, dar dacă ne uităm un pic în trecut, nu știu dacă. Mi se spune că 60 sau 70% din muniția politică este folosită la bârlat. Atunci care sunt prieteni? Prieteni. Am pus să se zic la 3 zile, da? Ca să fie... Mai are 7 zile. De ce? Ca o donator de credit. Da, dar de ce nu cereți de la spital? Am cerut și la spital. Veți primi răspuns. Păi, nu vedeți. Veți primi răspuns. O să primiți răspuns. Când sunt atâtea lucruri, cum zic, dispus, de criticat, niciodată n-am văzut, zic, domnule, și totuși, lucrul ăsta are un contur, să vede ceva, s-au chinuit, să știți că nu este în meritul meu exclusiv. Nu. Este al tuturor oamenilor care lucrează pe proiecte. Deci primăria Bârlad are o servicii care nu sunt incluse în proiecte, cum e biblioteca, DAS-ul, sunt anumite taxe și impozite. Pe aceste proiecte avem oameni de la investiții și astăzi când vă vorbesc am doar un singur om în primărie, unul singur, al doilea este domnul Dima, este bolnav, face niște analize, domnul Gliga a plecat, domnul Lecățaș a plecat, pentru că e de muncă, e greu să știți. E, așa am rămas. Și credeți că e chiar atât de... Nu am decât pe doamna Cristina Tașciuc la investiții. Se păstorește, îți vin mii de pagini de verificare. Atunci, nu e atât de ușor. Și înainte, tot cu oamenii ăștia funcționa primăria și astăzi când vorbim la investiții, de fapt, am mai puțin. Da. Am înțeles, domnul primar, că... Doamna Adriana, nu aveți ce întrebare? Doamna, domnul primar, da. Am înțeles că la vasul într-o emisiune, nu știu, o să mă uit la tot ce zice Tripul. V-ați prins de presa din Bârlad, de ce? Dar nu m-am prins din presa din Bârlad. Am jignit. Am spus doar atât că eu mă duc acolo unde sunt chemat. Alt termen cred că a fost folosit. Dar n-aș vrea să discutai. Dacă vreți să rămâneți după conferință, vă spun. Să știți că în timp, cum dumneavoastră aveți, până la urmă aflați tot, nu există nicio informație să stea în primărie fără să o aflați. O aflați. Așa și dincoace, aflăm și noi. Deja știu stilul oamenilor, cine scrie, cum scrie, ce știm. Cum o aflăm informația? Distorsionat, cu nu avem toată informația și noi cum avem și pe... Începi să presupunem și vă supărați. Dar eu am stat aproape un jumătate de zi, mai mult, ca să aflu opinia dumneavoastră. Cu, înainte cu un articol, nu v-am pus ceea ce mi-a scris, tot, cu poză, cu toată declarația, cu... Vă spun după conferință, luați știrea cu un tempodem, că este foarte important. Avem capacitatea să-l ducem la bun sfârșit. Niciodată nu s-a asfaltat sau nu a îndrăznit cineva să spună vrem să asfaltăm 21 de străzi. Iar... Un an de zile sau cât aici? Da. Nu. E 2026, parcă. 2026. Când se termină asta? Dar nu o facem noi așa, că nu stăm. O să vedeți. Numai să nu avem o... Ne pierdem în contestație. Nu doar ca să clarificăm niște lucruri în tot ce presa a servit, cum spuneți dumneavoastră. Că știți că asta m-a supărat. N-am avut răbdare să mă uit, dar să mă uit și la emisiunea asta. Vreau să vă întreb așa, dacă sunteți sincer. Da. Acea bucată de teren care nu intra în măsurători, care dumneavoastră ați explicat-o, mai bine
și în, și în ședința de consiliu și acolo. Vă spun, vă spun adevărul. Întrebarea. Sigur, acea bucată de teren nu ar fi fost scoasă la vânzare și unul din constructorii pe teren nu ar fi ridicat acolo un bloc 2? Cu mâna pe inimă. Vă spun că nu am nicio informație în legătură cu această, nu știu ce mă întreb, cu această întrebare. Vă spun ce știu eu sau ce am dedus, mai bine zis. Când am vorbit despre liceul Mihai Eminescu în vechiul mandat, când am verificat liceul Mihai Eminescu, nu era intabulat, dar avea trecut în dreptul lui 4.000 și ceva de metri. 4.000. Și am zis, domnule, e bine ca un om gospodar, cum ești acasă, când ai un obiectiv, ia, domnule, și să-l pregătești, intabulează, dați drumul la intabulare. Am alocat atunci bani, de cât îmi aduc eu aminte, nu am reușit să-l intabulăm. Trebuia să fac liceu, dar până la un l-a intabulat. Dar ce? Liceul de acolo are 5 hectare, oameni buni. Nu 4.000, 50.000 ce ține acolo liceul ăla. Toată, curte, cu tot ce este acolo. Îți vreo 5 hectare. Ei, am pregătit documentația. L-am intabulat. La intabularea aia, dacă vreți să vă interesați, dau un sub rezervă, nu mai țin minte, dar eu de cât îmi aduc aminte, au votat chiar și consilierii PSD. Au votat. Că asta este averea liceului Mihai Eminescu. A rămas în afară o suprafață de teren, și vă duceți asta, dar nu cred că mai e ceea ce spun eu astăzi, acum 2 ani când am fost, stătea unul cu oile acolo. Era un cioban. Adăpostea oile acolo. Nu fac acum speculații, dar totuși era un om cu oile acolo. Suprafața aia, sau cucie era acolo, nu mai era folosită de liceul Mihai Eminescu și eu nu sunt un om care trăiesc în trecut, eu privesc pe viitor. Nu? Am dat și era liceului, nu 4.500, am dat 5 hectare, l-am intabulat, acea suprafață prin votul tuturor consilierilor, la puteți când coborăm și verificăm, a rămas în afară, s-a votat. Când am venit astăzi cu documentația pentru liceul Mihai Eminescu, ei știau că, dom'le, dar nu cumva în legătură cu terenul ăla de acolo? Nici nu s-au uitat, nu au verificat, au luat pauză, s-au dus afară și le-am spus, oameni buni, este vorba doar despre clădirea astăzi. Corpurile definite de conducerea școlii de profesori, și eu dacă aș fi la fel, vedea că e corpul de la stradă, îl luam întregimii. Și ăla din spate B, tot în întregimii. Numai că din punct de vedere structural al inginerilor, la un moment dat, ele se termină și am făcut pe lângă proiect, am făcut o schiță din aia, din mână, ca să se înțeleagă și am văzut. Asta am vrut să corectăm. Documentația la clădire. Și n-au votat. Pe noi ne-a dezarmat acum. Pentru că liceul Mihai Eminescu, care este cel mai mare consumator din rețeaua școlară, consumă mult gaz, mult curent, apă, canalizări, nu sunt geamurile bune de prin 57-56. N-ai cum să te, cum să te opui la așa ceva. N-ai cum să te opui. Și atunci au văzut că au gafat și acum a început toată chestiunea asta politică. Hai, vedem dacă îl prinde, să-l executăm pe primar, că nu vrea să dea banii pentru centrul excelență. Oameni buni, atâta timp cât a fost alocată suma, este destinată centrul de excelență. Nu m-am opus, nu mă opun. Nu am făcut niciodată ceva în defavoarea oamenilor sau copiilor din Bârlad. Nu am făcut nici cu transportul, nici cu învățământul online, nimic, doar speculații. Din potrivă, noi suntem acei care astăzi am adus cele mai multe fonduri în Bârlad, în rețeaua școlară. Sunt atâtea școli, grădinițe, este munca tuturor, nu este numai a mea și a consilierilor care sprijină, eu știu, aceste demersuri. Aici a fost. A fost o neînțelegere. Eu cred că dacă și eu au invocat că e scrisul prea mărunt, că nu se înțelege, și am zis, dar e vorba de rostul clădirii. Definim exact cât e corpul B. Aici noi ne-am... Da. Și mai este o întrebare. Nu, să știți, ca să vedeți cum e... Nu știu cum să fac, ca să nu zic că dau un nume. Doamne, licitațiile în ziua de azi nu se mai fac cu strigare. Deci nu vin în sală 5-6 oameni și spun, doamne, pentru pixul ăsta eu dau un leu, 2-3, ele se fac în plic. Nu știi dacă vei câștiga sau vei pierde. Tu pui acolo un plic, numai că se, așa, e o chestiune foarte așa.
Nu poți să spui și dacă va fi scos un teren, ce credeți că dacă cel care ar fi interesat, n-am mai avut o speță în Bârlad. Și a zis, domnule, licitația asta a fost aranjată. Și zis, dacă aveți, chiar uitați, scola de hârtie, nu aveți decât să vă lăsați pe hârtie, duceți la registrator și duceți și la poliție și la procuratură. A scris, a plecat, iar a venit, când a făcut proces în instanță, a pierdut. Dar după ce s-a liniștit, a vrut să văd și eu, ce s-a întâmplat acolo. Și am zis, mă, dacă e o sumă, dacă dai valoarea a mea e de 10 lei sau de 100 lei și el a dat cu un leu mai mult, poți să faci anumite speculații. Zici, mai totuși un leu. Dar l-a dădus o sumă aproape dublă. Și cum? Cum? Nu a avut ce să spui. Omul ăla a fost hotărât să câștige bucata aia de teren. Și a câștigat. S-a judecat, a rămas omul cu... a judecat terenul și s-a închis problema. Nu se poate face nimic atunci când este licitații, nici nu s-a făcut, doar sunt speculații și ne facem rău nouă, ca oraș, nu știu, ca administrație, cum vreți dumneavoastră. Școala 8, care a fost criteriul pentru care încă o dată, nu știu, atâta oară este modernizat energetic, în suferință. Același sentiment l-am avut și eu. Dați-mi voie să vedeți că e altceva. Ele se fac niște calcule, niște expertize, fixează niște indicatori, adică prin acest proiect se face economii la energie de atât. Nu este la întâmplare. Deci școala 10 putea să facă, de exemplu, economii? Dar noi avem... Școala 5? Nu. Acolo sunt niște probleme tehnici, nu știu ce, nu era intabulat ceva. Școala 8 a fost înainte, ea a fost pregătită. De exemplu, noi acolo la liceul Mihai Eminescu, nu știu dacă mai putem face ceva, eu încerc să mai găsesc totuși o soluție. Dar nu este ceva benefic să ai documentația aia nerezolvată, să o lași acolo undeva, când se va ieși, zici, păi da, n-am terminat liceul Mihai Eminescu, să caut în altă parte. Deci lucrurile se trebuie pregătite. Da. Nu am acum informat, dar știu că a fost ceva luat în calcul. Noi avem și școala 8 și liceul Cuza. Acum am prins și școala Stroi Beloescu. Ceva nu era făcut la școala Stroi Beloescu atunci când am discutat, iar noi trebuie să ne ducem ca să nu ratăm perioada de depunere. Nu am analizat din un alt punct de vedere, să știți. Nu este o chestiune. Școala 10, păi, haideți să vă spun despre școala 10. Dacă noi am fi avut, zicem, da, ceva cu școala 10. Școala 10. Noi am salvat școala 10, că atunci când am terminat creșa, am dat-o la școala 10. Altfel, acea școală era în pericol. Și încep, dacă vom termina creșa de pe Grigore Ignat, vom mai salva o școală. Și o să vedeți ce școală salvăm, la care ținem toți bârlădenii. Nu există. Vom salva. Dar nu e în pericol școala. Altă școală, dar o să vedeți. Acum să dea Dumnezeu să termine. Domnul primar, vă urmăresc foarte mult bărbădeni pe cântația noastră, că am pus pe live. Și o doamnă vă roagă să spuneți ceva la bărbădeni canalul de scurge Sfânta Învățăturii. Am înțeles. Știu canalul, știu că am avut probleme și cu o parte din canalizare, cu 5 oameni. Eu am discutat, când am întâlnit la cinema Victoria și nu era o adunare populară. Eu am luat-o ca o prelungire a audiențelor. M-am dus discut cu oamenii, că nu am, să știți, că nu am de împărțit cu nimeni nimic și o spun mereu lucrul ăsta. Nici nu le pot rezolva pe toate. Știți, oamenii vin, au această, cum zic, gândire că la primărie sunt rezolvate probleme, toate problemele lor, sau primarul are cheia tuturor lucrurilor. Nu e adevărat. Fiecare are o anumită responsabilitate. Eu am spus acolo să intervină. Știu că s-au dus să îndepărteze vegetația. Nu știu exact dacă s-a întâmplat lucrul ăsta sau parțial sau... s-a terminat. Știu că i-ați aruncat atunci la Coavazi sau ce... o să mă urmăresc și colegii care conduc de concentrate. Dumneavoastră trebuie să aveți următoarea informație. Rețeaua de apă din municipiu și rețeaua de canalizare și canalele deschise, ele sunt predate către Coavazi.
nu este în responsabilitatea Aqualaxus 100%, este împreună cu primăria și pe canalul mare al Vâladului pe Valea Seaca, aici suntem școatele români. Dar oamenii, pentru orice problemă, sunt la primărie în legătură. Este adevărat că nici nu mai avem acum puterea financiară să facem anul acesta la canale se deschise, dar eu spun un adevăr și doamna Secăreanu sigur că îți va nota acolo și va mai întreba peste ani de zi. Odată ce intrăm la asfaltare în Munteni, Podei, noi dacă nu luăm în serios canale deschise, va fi pericol de inundație. Va trebui, concomitent, dacă am intrat să asfaltăm, trebuie să îmbunătățim rețeaua de canale deschise din Munteni și Podei. Nu uitați că ne-ați promis purtători de cuvânt. Credeați să se interesa în primărie și vedeți și noi, regionării, pentru eu am spus aici și o spun deschis. Acum, dacă nici doamna Simona nu va fi la înălțimea așteptărilor, nu știu ce mai. Dar o spun de și nu cred că vor fi probleme. Vă spun. Eu rămân surprins când unii oameni spun că am eu presa mea de partid. Nu prea văd, nu am de presă, dar... Nu, dar adevărul este că ați cam lucrat, cam negligat complet discuția cu ziarul. Vreți să vă spun că asta este doar conferință de presă în acest an? Vezi, mă determina să spun ceva și eu am lăsat să discutăm după ce îngheți aparat. Și mai discutăm, chiar dacă unii vor să le discuteze. Poftim? Închidem? Mulțumim!